pentru cei începători, să vedem cum putem trimite un e-mail. Pentru început, intrăm în Google Play. Bineînțeles, după ce ne-am făcut adresa de e-mail. Și scriem Yahoo. Dăm pe el. Îl instalăm, dăm pe instalați. Așteptăm să se instaleze. Avem o grămadă de opțiuni pentru e-mail. Este și Gmail-ul, mai multe. Eu am preferat Yahoo. Dăm pe deschideți după ce s-a instalat. Îi dăm conectare. Yahoo. Scrie cu albastru. Aici introducem adresa de e-mail. Am completat adresa de e-mail. Dăm înainte, să vedem ce ne cere. Ultimile penultimele 4 două cifre. Și scriem de la numărul de telefon al dumneavoastră. Dăm pe trimite. Da, și aici avem două opțiuni. Da, doresc să mi se trimită un cod de verificare pentru mesaj text sau nu am acces la telefon. În cazul în care nu aveți acces la telefon, o să vă ceară alta adresă de e-mail care trebuie să aveți acces la ea. Dar de preferat, dăm pe doresc să mi se trimită un cod de verificare pe mesaj telefon. Am dat, acum așteptăm să vină mesajul și după ce vine mesajul trebuie să-l băgăm aici. Și scriem cu litere mari se a venit codul, da? Se nu Y D N B J. Să vedem, da? Îi dăm pe verificare după ce am băgat codul. Și acum este căsuța. A apărut deja. Ca să putem scrie un mesaj, să-l trimitem. Jos în dreapta apare un circuleț mov cu un creion. Dăm pe el, deschidem, dăm permiteți, așa. Prima este către, să vedem. Scriem o adresă de e-mail. Ok, am găsit. Am scris adresa de e-mail sus către, da? A doua este de la mine, adică adresa mea de e-mail și scriem. Bună ziua. Următorul. Aici vrem să scriem mesajul care vrem să-l trimitem pe e-mail. Bună, draga mea. Ți-am trimis o poză. Și jos în dreapta este un plus mic cu un cerc albastru. Dăm pe el și aici ne apare mai multe. Dăm pe fișier și nu avem nimic. Fișiere atașate. Dăm pe următorul. Acordare permisie pentru a intra în fișierele mele. Dăm din nou și vedem unde putem adăuga o imagine. Gata, am ajuns. Bifăm imagine, atașare, dăm sus în dreapta pe atașare. Am atașat și poza și dăm pe trimitere, sus în dreapta. Și ne arată că se trimite. Gata, s-a trimis. Vă doresc spor la treabă pentru trimiterea e-mail-ului.